Salutare, prieteni! Bine ați venit la discuția zilei. Sunt Boris Nicolov și astăzi vă vom prezenta niște lucruri pe care nu vi le-am prezentat până acum. Subiectul de astăzi este despre cât de greu este să faci afaceri în România și cum decizii ale guvernanților pot să te ducă în faliment sau te pot determina să continui lupta pe plan politic ca antreprenor. Am invitat în studio astăzi pentru o discuție pe doamna Oana Crețu. Să rămână, doamna! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cine este Oana Crețu, dragi prieteni? Jurist, avocat, antreprenor de succes în domeniul construcții și imobiliare, foarte implicată în societatea civilă, preponderent pe domeniul drepturilor omului, a fost și membră a Clubului Diplomatic Român, unde se intră foarte greu, o persoană foarte, foarte ocupată. Stimată doamnă, haideți să ne aplicăm întâi asupra ocupației de antreprenor. Ați construit în municipiul Slatina și încă e în dezvoltare un complex rezidențial de lux. Pornit de la zero, o afacere pe care ați gândit-o de prin 2007, 2008, 2009, ceva de genul ăsta, și de-abia după vreo 15 ani ați putut să o demarați. De ce? Nu sunt la prima afacere. Am început afacerile în anul 2000. În 2007, cu ajutorul unor parteneri din Germania, am identificat această locație, având în vedere că au venit foarte mulți investitori în Slatina, în domeniul industriei. Da. Și pe baza studiului de piață, am hotărât să dezvoltăm zona acolo, din punct de vedere imobiliar. Însă, când să ne apucăm, am cerut un certificat de urbanism și am constatat că nu poți să faci nimic acolo, deși erau foarte multe căsuțe noi, era un cartier nou care se dezvolta. Astfel încât am considerat că trebuie să mai așteptăm puzul municipiului. Și întâmplător am revenit în 2018, timp în care am plătit impozii pe proprietate ca societate, nu? Că de aceea lăsesem terenul să facem o dezvoltare comercială, în primul rând. Și, surpriză, în sfârșit, în 2018 avem voie să construim atât locuințe colective cât și centru comercial. Din 2018 până în 2021 au durat actele. Cât? Trei ani să obții niște? Da, sigur că da. Sigur că da. Și apoi băncile, având garanții imobiliare, toate proprietățile mele pe persoană fizică, cât și proiectul, cât și autorizații de construcție, nicio bancă nu a vrut să ne financeze. Trebuie să ne amintim că din 2009 a început și criza la nivel mondial și nemții au ieșit din afacere și am rămas singură. Singură cu proiectul. Acum n-au mai revenit pentru că s-au tot succedat crize după crize. Când ieși din criză, când iarăși ești în criză și... Da. Însă eu când mă apuc de un lucru îl duc la bun sfârșit. Orice afacere am început în viața mea am dus-o la bun sfârșit. Și credeți-mă, prima afacere a fost o școală de bune maniere în afaceri. Da, da, da. Cândva era, se vorbea mult de ea. Da. Și zi și făcut, având în vedere că nicio bancă nu a vrut să ne financeze proiectul, deși aveam garanții imobiliare suficiente, aveam totul foarte bine. Și proiectul și business planul și autorizații de construire, am zis, haide să risc și să iau banii de la UNIFN. Wow. Și urmând că ca după aceea, după construirea primului bloc, băncile mă vor finanța pentru restul de patru blocuri. Deci IFN o să vă financeze pentru primul pas. Exact. Și atunci am fi avut istoric, arătăm că am făcut un bloc și deci putem să mergem mai departe cu proiectul. Și punem garanție și blocul gata construit, adică garanții peste garanții. Ce credeți? Că nici după aceea băncile nu au vrut să ne dea finanțare. Mai este o problemă. Codul meu CAEN este de dezvoltator.
Este neeligibil, nici măcar pentru linie de credit. Adică firma de construcții, care este angajată de dezvoltator, poate primi linie de credit pentru materiale și manoperă, dar eu întreb atât. Cine îi achită factura firmei de construcții prestatoare de servicii dacă codul caien de dezvoltator este neeligibil, nu numai pentru bănci, ci chiar și pentru acel program, dacă vă aduceți aminte, FNGGI, în pandemie, în care s-a spus că o să fie ajutate societățile. Nu! Și acel FNGGI avea o listă neagră de coduri caien care incompatibile cu economia. Deci dezvoltarea este în România incompatibilă. Da? Este pe lista neagră. Orice business merge bine în România este neeligibil. Neeligibil, rețineți. Adică este ceva inimaginabil. În fine, noi am început și următoarele 4 blocuri și am tot plătit dobânzi peste dobânzi, adică cam 50.000 de euro pe lună, adică un apartament pe lună. Noroc că am construit 50 de apartamente și avem încă de unde plăti. Am căutat parteneri în România și în străinătate. Nu am găsit. M-am întrebat de ce nu, pentru că businessul este foarte bun. Noi construim cu 550 de euro și vindem cu 1100. Deci este loc un preț de competitiv. Da, este, da. Piața este foarte bună pentru că Slatina este o zonă unde șomajul este pe minus, locuri de muncă bine plătite, se dezvoltă tot mai mult din punct de vedere al locurilor de muncă, da? Da. Păi să vă spun eu de ce nu găsesc parteneri. Pentru că mafia, adică firmele de casă, da, te așteaptă la cotitură să-ți rupi capul și eventual să te execute IFN-ul, ei să se înțeleagă cu executorul și să ia proiectul gata făcut, tot ce înseamnă, la un preț de nimic. La un preț de nimic și tu să rămâi mai departe dator. Dar asta nu mi se întâmplă mie. Se întâmplă oricărui antreprenor din România care nu este în grupare. Da, da? Nu face parte din gașcă. Nu face parte din gașcă. Ce se întâmplă? Din păcate, de data asta, mafia s-a ciocnit de mine. Eu fiind un profesionist în drept. Și le-am spus, foarte bine, dragilor, voi n-aveți ce să faceți cu proiectul, pentru că drepturile de semnătură asupra proiectului sunt ale arhitectului. Și ce credeți? Arhitectul este soțul meu. Dom'le, au încercat inclusiv să sară pe soțul meu, eventual poate soțul meu mă trădează pe mine ca soție, îl păcălesc cu niște bani și pun mâna pe proiect. Deci vă dați seama până unde au ajuns. Însă eu am o familie ca la carte. Adică noi într-adevăr suntem o familie. Soț și soție, la bine și la greu. Și noi am început proiectul, chiar dacă ne chinuim, o să-l finalizăm. Cu toate piedicile. Și ca să vezi, în Slatina, județul Olt, județul în care Jupân e județ condus de un tractorist. Da. Gestionat, metaforic, de un tractorist. Am să vă spun, nu am întâmpinat probleme la primăria condusă de un primar PSD. Pentru că nici nu l-am întâlnit, nici nu știam cum arată. Funcționarii își făceau treaba. Gruparea din spate, din umbră. Gruparea din spate sunt mai multe grupări, adică pornește de la geniul malefic Vâlcov, da? S-au făcut fel și... Încă mai are influență pe acolo? Da, absolut, mai ales acum că a revenit în România, absolut. Mai ales de când a revenit în România, deci cele mai multe probleme le am de când a revenit dânsul acasă. Adică l-au adus din Italia. Pentru că el trebuie probabil să... își activeze discipolii. Da? Exact, prietenii lui au încercat să pună mâna pe proiect. Uite, e un lucru nou pe care l-a aflat de la dumneavoastră. Acum nu știu ce face domnul Stan Stănescu. Eu personal nu m-am întâlnit direct cu dânsul niciodată și nimeni nu s-a declarat ca fiind executantul dânsului. Da, sau, deci lucrează cu mânuși. Adică e, lucrează bine. Delicat așa. Am avut și cu PSD un incident cu discipolii domnului Stănescu, în sensul că după ce am terminat primul bloc,
deși erau recepționate, semnate, verificate toate etapele de lucrări cu ISC și primăria. ISC, Inspectoratul de Stat pentru Construcții. Exact, care semnează pentru fiecare etapă de lucrări. Doamna zice, da, eu ție nu-ți dau recepția, nu-ți semnez recepția. Eu am rămas trăznită, credeți-mă că mă gândeam doar ce o să fac eu cu acei clienți care aveau antecontracte. Da. Pentru că n-aș fi putut să le mai vând apartamentele după ce s-a finalizat lucrarea. Ca să aflu că de fapt dânsa nu a, deci a respins recepția finală a lucrărilor la toți antreprenorii din mediul privat. Da? Tot ce din afara grupului. Exact, da. Și mai mult decât atât, doamna avea și era și în cercetare penală, avea un dosar penal pentru o lucrare fictivă făcută cu statul. A luat banii, dar n-a făcut lucrarea, probabil. Exact, antreprenorul respectiv care este din grupările acestea, care nu cred că mai au culoare politică, credeți-mă, adică ei se împrietenesc pentru... Zilele astea s-a dovedit că numai cu totul e nici de stânga, nici de dreapta, e de propriu interes. Exact, de propriu interes, așa, nu. Și lucrarea nu exista și doamna semnase că ar fi existat, s-au încasat 8 milioane de euro și... Când să vină premierul după pandemie, că băgase bani în pandemie, să taie pamblica, n-avea la ce, da, și așa s-a descoperit. E, acel personaj chiar se oferise să fie constructor la blocul meu, cel care, nu, care făcea lucrări cu statul, deci că avea și el niște lucrări cu apartamente, cu blocuri, adică, dar el nu le construia, el le lua gata făcute cămine de nefamiliști, le pățuia și le vindea ca blocuri noi. Aha. Așa, și dacă eu aș fi acceptat. Uite ce mafie. Da, eu dacă aș fi acceptat să lucrez cu dânsul, acum nu aveam nici măcar primul etaj edificat. Astfel încât eu am angajat muncitori din Bolintin, o zonă tradițională de muncitori. Da, pe care i-am dirijat eu personal. Deci am făcut eu tot, de la acte până la urca pe schele. Deci până la asta. Și în final am stat să mă gândesc, oare ce vrea doamna de nu-mi dă mie recepția? Ok, nu vrea să dea recepția la un hotel făcut pe fonduri europene. Ăla era nebunit că o să dea bani înapoi. Nu vrea să dea recepția la la o platformă industrială, investiție străină, unde urmau să lucreze 3.000 de muncitori. Deci de ce face doamna așa? E, ce credeți că vrea? Vrea să fie șefă la ISC pe tot județul. Adică ea vrea să cumpere influență. De la cine? De la cei din mediul privat, considerând ea, imaginându-și ea probabil că noi dacă facem investiții de genul acesta, de anvergură, sigur avem și noi niște cârlige la București. Eu veneam de la București, eu sunt din București. Da? E, nu este așa. Nu este așa, adică în România trebuie să ne imaginăm că există și un mediu economic neangrenat politic. Și noi facem din pasiune aceste investiții. Și pentru, și pentru un câștig. Hai să fim. Normal, e pasiunea și câștigul. Este poate normal mai... ca după ce muncești atât de mult să-ți rămână și ție ceva. Da. Dar însă... nu câștigul este absolut primordial. Păi mă uiți la prețul de vânzare, mie mi se pare un preț extraordinar. Este foarte bun prețul. Noi nu am mers pe ideea unui câștig mare, ci am mers pe ideea unui câștig de rulaj, nu de așa. Tot am vorbit de câștig. Îmi cer scuze. Haideți să trecem așa. Să trecem și pe o latură financiară a business-urilor. Dincolo de autorizări și piedici puse de anumiți reprezentanți din autoritățile de stat. La știu anul trecut, în goana lui nesubuită după bani, guvernul a adoptat o serie de măsuri fiscale care, mai mult ca sigur, va afecta și după dumneavoastră. V-a dat peste cap planurile pe termen lung. Pentru că un business adevărat își face planuri pentru câțiva ani. Peste noapte s-a decis modificarea modului de impozitare a muncii în unele domenii de activitate și aici la construcții mă refer și v-a afectat în mod direct. S-a limitat circuitul financiar non-bancar, dumneavoastră luând uneori cantități mici de marfă, fără îndoială aveați o rezervă de cash care v-a fost limitată.
Sau au crescut cotele de TVA în construcții, iarăși care vă determină să creșteți prețuri? S-a modificat impozitul pe profit? Da, vă mărturisesc că până în anul 2011, când și-a arătat colții prima criză, că la noi a venit mai târziu, munceam, dar simțeam și eu ceva în buzunar, îmi rămânea ceva. A mai fost așa o dezmorțeală până în ultimul accident acesta cu ordonanțele despre care vorbiți, adică chiar și în pandemie a mers, însă constatăm acum un fenomen inimaginabil. Pe măsură ce muncești, tu în loc să câștigi, acumulezi datorii. Deci nu este stimulată munca și antreprenoriatul, ci nemunca. Prin aceste ordonanțe, noi toți antreprenorii nu numai că intrăm în faliment unul după altul, un lanț, ci acumulăm niște datorii care ne trimit unde credeți în diaspora despre care se vorbește atât de mult. Da? Deci foarte mulți capotează în mediul economic din cauza că nu există predictibilitate. Adică nu se poate tu de pe azi pe mâine, fără să ai un server pregătit la ANAF și fără să ai mediul economic instruit, da? Chiar și propriul personal instruit. Exact. Să te trezești tu așa că schimbi toate regulile. Adică toată lumea să aibă semnătură electronică, toată lumea să facă muncă de contabil și să-și încarce în SPV factura. Tot cash-ul trebuie dus la bănci ca băncile să mai ia 3%. Exact cât ia statul la micro-întreprinderi, îți ia și banca pentru că duci banii la ei. Dublă, triplă impozitare, adică pentru același venit te trezești că plătești odată impozit pe profit, impozit pe dividende, impozit pe sănătate de două ori, că plătești și la muncitori, plătești și la dividende, da. Sănătatea. Nu, că dividendele se îmbolnăvesc. Da. Plătești și la profit impozit, plătești și la dividende. Și tot plătești. La un moment dat, dar bineînțeles că tu mai ai și pe unii acum care te obligă, ia-ți un autorizat pentru coordonator de SSM, ia-ți un autorizat de GDPR, ia-ți un autorizat de spălarea banilor, ia-ți un nu știu ce camere de luat vederi. Și sunt fel și fel de costuri care ei au prietenilor care au pata la mala mână. Da, și au firme autorizate de GDPR, de protecția muncii, de protecția puricilor de baltă și exact. Alte șmecherii. Spuneți-mi mie din brut, când încep să plătești 7.000 de taxe, până la urmă și dobânzile acestea obraznice, da? Unde ajungi? Ajungi în faliment. Da? Și nu vă spun doar de societatea mea, toate firmele sunt legate economic. Da, e o interdependență pe orizontală. Absolut. Deci, indiferent de domeniul de activitate, ele trebuie legate economic. Și dacă eu în lanțul ăsta cad, trag după mine mulți alți furnizori. Da? Eu am rezistat până acum, am rezistat la toate crizele din România și voi rezista și la aceasta. Pentru că eu sunt Oana Crețu. Eu vin dintr-o familie cu doi părinți puternici. Tatăl meu a fost inventator brevetat internațional în roboți industriali. Mama mea este profesor doctor în științe juridice. Stop! Ai adus vorba de mama ta. Și în ce scuze? Hai să schimbăm un pic registru. Mama dumneavoastră a fost unul din fondatorii PSD-ului? Nu, mama mea a fost membru fondator al PSD. Da. Și de ce? Pentru că ea a fost cea care a întocmit actele din punct de vedere juridic între fuziunea aceasta între PDSR și PSDR, erau două partide distincte, da. Ca în acest fel partidul lui Ion Iliescu să poată intra în Internaționala Socialistă la nivel european. Și cum nu erau foarte mulți specialiști în domeniul dreptului acesta mai particular, cu partide politice, cu constituțional, cu fuziuni, cu fuziuni,
Mama a făcut aceste acte la rugămintea domnului președinte Ion Iliescu și astfel a devenit membru fondator alături de Cosmin Gușă, Cosmâncă, Tărăcilă și încă un domn Cosmâncă, și Aristide. Și Adrian Năstase. Deci au fost cinci fondatori la nivelul partidului, iar astăzi nu mai este niciunul. În partid. Niciunul. Ceea ce înseamnă că se întâmplă ceva cu acest partid, cu PSD. Și a înființat un partid. Eu da. La știu, anul trecut ați înființat PSD-ul, adică Partidul Social Democrat Unit. Da, deci eu sunt PSD-ul, acela este PSD. Da. Așa. Ce v-a determinat? Om de afaceri, un antreprenor, da, care vă luați de gât cu băncile, cu finanțele, cu autoritățile publice, mai vrea și beleaua asta acolo. Da, era necesar, pentru că eu niciodată nu am avut niciun contract cu statul, nici eu, nici cunoscuți de ei mei, nici și nimeni din familia mea. Pentru că mama mea, dorindu-și o carieră în politică, și-a fost secretar de stat, militant pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, așa, eu am stat efectiv în afara zonei politice și văzând că pe forțele mele proprii și eu și alți tineri nu reușim să ne ridicăm, timp în care vedeam că unii se îmbogățesc pe zi ce trece, nefăcând nimic, stând în fotoliu și nu înțelegeam ce se întâmplă. Cum eu sunt murdară de molos din cap până în picioare și alerg și cu dosarele și stau și pe șantier, îmi făceam și meseria de avocat, nu mai știam cum să mă mai împarc câte 12, 13, 14, 15 ore pe zi de muncă și nu vedeam niciun rezultat și vedeam alții cum sunt de bogați și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și ulterior mi-am dat seama că de fapt în România numai unii care fac niște șmecherii, că cunoaștem sintagma acum ce înseamnă șmecheria, da? Da. Șmecheria asta m-a determinat pe mine, șmecheria despre care vorbește premierul, să înființez propriul meu partid, pentru că am observat că niciun partid la ora actuală nu promovează intelectualii, nu promovează antreprenorii cu rezultate, cu rezultate corecte. Da, da? Nu antreprenori focus pe contracte cu statul. Exact, da, așa. Și am spus, dom'le, este momentul, și am certat-o și pe mama, zic, te rog frumos, din acest moment să-ți susții copilul. Și tu și toți cei din generația ta, pentru ca măcar nepoții voștri să aibă garanția unui viitor prosper într-o țară dezvoltată, într-o țară minunată. Foarte scurt, mai avem 2 minute și jumătate. Câștigați alegerile. Bun. Da. Ajungeți premier. Primele 3 măsuri. Simplificarea birocrației. Ha. Amnistie fiscală. Ca la turci. Știți în ce tomberon era Turcia în anii 90? Da. Așa au început. Așa. Și nu numai în Turcia, chiar și în Europa, da? Pentru că trebuie să băgăm acești bani negri în economie. Da? Eu nu pornesc pe idei de răzbunare, pentru că nu rezolve așa. Cu pușcărie aud niște partide, la pușcărie trebuie confiscat. Păi și dacă confiscăm capitalul, ce se întâmplă? Noi după aia cu ce mai lucrăm? Noi avem nevoie de capital financiar în economie. Și, bineînțeles, educația este foarte importantă, da? Asta voiam să aud de la dumneavoastră. Educația, pentru că au vrut ca această țară să trăiască în prostie și în sărăcie, ca oamenii să nu mai meargă la vot, să nu mai aibă idei. Domnule, un stat sănătos și democratic înseamnă oameni deștepți, vii, și cu inițiativă și nu mai discut de sănătate. Ce să mai discutăm, stimate domn, când plătești sănătate și pe apartament dacă îl închiriezi? Mă rog, dacă știi să completezi declarația de 16 pagini ca să poți să-ți declar chiria. Da? Dar dacă veți ajunge președinte? Să presupune că veți fi prima președinte doamnă. Da, o să fiu și președintele României, dar după ce voi trece prin guvern. Eu așa cred și așa simt, lucrurile se fac treptat
Și am să susțin un candidat care merită, da? Acest partid pe care l-am înființat eu este cu adevărat un partid social-democrat. O să susțineți un candidat? Vedeți că vă pun o altă întrebare. Da. Se anunță, da, Ciunacu, Ciucă, Simion, Gioana, îl luăm pe zvonuri. Care vi se pare? Mircea Gioana este de departe cel mai bun candidat pentru România. Da. De ce? Pentru că, așa cum v-am spus, partidul meu promovează oameni cu CV, cu experiență în specialitatea studiilor. Nu unii care vin cu CV-ul gol, dar vor să conducă România. Păi cum să conduci? Doar de la covrig. Păi da, dar cum să conduci România când tu nu ai realizări profesionale? Nu ai cum. Da? Ok. Deci? Ce voi face eu ca președinte? Când o să foarte fiu scurt. Peste 10 ani. Siguranța națională pe care trebuie întărită, da, înseamnă control vamal, înseamnă, așa aici ai terminat cu multe infracțiuni, știți da. Dumneavoastră care, droguri și trafic de persoane și organe. Așa, intrăm și în Schengen dacă avem întărite granițele și economia. Acestea sunt chestiuni de siguranță națională care se pot rezolva în CSAT. Pentru că e prea gravă situația. Okay. O să ne mai vedem, Oana Crețu. Da. Mulțumesc. Succes. Mulțumesc. Cum se spunea pe vremea noastră, baftă. Și să fim uniți. Să toți fim românii. Da. Uniți pentru români. Da. Uniți, iar dumneavoastră, dragi români, fiți buni.